Ama există și varianta, vă spuneam, proastă a bătrâneții. Există oamenii care se lamentează, oamenii care spun, care colecționează defectele, viciile, necazurile, neputințele bătrâneții. Și asta de mult. În Roma antică exista un slogan care suna așa: Sexagenarius da Conte. Aia de 60 de ani să fie aruncat după pod. Lucrul ăsta s-a menținut în istoria europeană până târziu. În secolul trecut, în Paris, în 1968, când tineretul a ieșit pe stradă să protesteze împotriva establishmentului, una din lozinci era: nu aveți încredere în cei care au peste 30 de ani. Deci exigența crescuse foarte mult. Sigur că bătrânețea e și un cumul de suferințe și de lucruri, și nu e prețuită.